Basketbaliștii de la CSU Ase Soft își rănile. După finala pierdută în fața Clujului, vicecampioni au intrat în vacanță și caută să se facă bine, cum este cazul și lui Adi Tudor. Conducătorul de joc va face o artroscopie la ambii genunchi din cauza unei accidentări suferite în finalul sezonului. Recuperarea va fi de 2-3 săptămâni, după care Tudor se va prezenta la acțiunile naționalei. Dacă unii au grijă de sănătate, alții vor să se perfecționeze. Cătălin Burlacu vrea să-și îmbunătățească evoluția și din acest motiv va merge la un camp de de individualizarea jocului denumit Big Man. Tot Burlaco susține că vrea să-și încheie cariera la formația ploieșteană, cu care a avut atâtea satisfacții.